Marian Vanghelie, băgat din nou în corzi. Dna cere arestarea fostului primar. Tribunalul București subliniere ti decide, vineri, dacă înlocuie subliniere te controlul judiciar în cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. Dna a cerut arestarea fostului primar al sectorului 5, motivând ce acesta ar fi încercat să influențeze martorii din dosarul în care este judecat, informează Mediafax. Cererea procurorilor DNA a fost înregistrat pe 13 martie. Marian Vanghelie a fost trimis în judecat de Direcția Națională Anticorupție, DNA, în iulie 2015, fiind acuzat de abuz în serviciu, luare de mită sublinierei sepelare de bani, unele fapte fiind sevâr sublinierăite prin favorizarea firmelor omului de afaceri Marin Dumitru în atribuirea unor contracte. Conform rechizitoriului procurorilor, în perioada 2006-2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al sectorului 5 din București subliniere T, ajutat de Mircea Sorin Niculae sublinierei parțial de Laura Ciocan, a cerut sublinierei a primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30. ...403.000 de euro, reprezentând un comision de 20 din încasări. Aceste foloase au fost pretinse sublinierei primite de inculpatul Vanghelie Marian Daniel pentru a sublinierei exercita atribuțiile de serviciu atât în vederea atribuirii de către primăria sectorului 5 sublinierei serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri cât sublinierei pentru a dispune efectuarea pe legi lucrărilor aferente acestor contracte, valoarea totală a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei, conform procurorilor anticorupție. Anchetatorii susțin că foloasele necuvenite la care se face referire în rechizitoriu au constat în predarea de sume de bani lichizi, încheierea sublinierei executarea unor contracte, nejustificate din punct de vedere economic, cu societăți comerciale controlate de către Vanghelie ori în legături cu care acesta avea un interes personal, încedarea percilor sociale sublinierei, implicit, a patrimoniului unei societăți comerciale către persoane indicate de edilul suspendat sau în transferul dreptului de proprietate asupra adovile către o persoană indicat de Marian Vanghelie.